Camelia, ca să poată face facultatea și pentru a achita datoriile mamei sale, a acceptat să fie sclava familiei Dulga. Trebuia să încep de mult munca. Aveți dreptate, imediat mă apuc de curățenie. Însă întâmplarea face-o să-l cunoască pe Remus. Te sprijin de mașina mea. Și ce, ți-e frică că o să iau vopseaua? Nu, dar mă gândeam că ar fi fost frumos să-mi fi cerut voie înainte. Poți să mă sprijin de mașina ta? Sigur, nici nu trebuia să întreb. E simpatic, Remus. Dar eu nu pot să fiu păcălit așa de ușor. Îmi dai numărul tău de telefon? Tu nu te lași deloc. Un bărbat bogat pe care a pus ochii și Adela. Băiatul ăsta e frumușel foc. Adela Dulga, îmi pare bine să te revăd. Numai că... Universul a conspirat ca noi doi să ne întâlnim din nou. Iubito, lasă distracția și du-te și adu-mi un pahar de șampanie. Hai, repejor. Alo, n-auzi? Poftim. El s-a îndrăgostit de cenușăreasă. Am dansat și apoi a apărut o cheneriță care parcă i-a luat mințile. Ce este cu fata asta de mă întreabă toată lumea despre ea? Cine te-a mai întrebat de ea? Un detectiv. Ăla este tatuajul fetei? Da, ăsta e. Dă-mi o șansă. Să vezi că suntem făcuți unul pentru celălalt. Din păcate însă, cad amândoi în plasa celor două scorpii. Trebuie să renunți la Remus. Alege, Remus sau binele tău și al maică-tii. Stai puțin, că nu înțeleg. Cum adică m-ai mințit? Mă bucur să te cunosc, te rog. I-am pus somnifere în apă, în suc, în bere, în vin. Planul nostru a funcționat perfect. De la tine trebuie să afle că va fi tată. Poftim? Oare vor reuși cei doi îndrăgostiți să se mai regăsească? Poți să-mi spui de ce ai renunțat la Remus? Ai fost constrânsă de Adela? Nu vreau să vorbesc despre asta. Nu mă așteptam să vii așa repede. Mulțumesc mult, ce buchet frumos!